Ultima temă din luna februarie a proiectului educațional extracurricular s-a axat pe consumul de droguri și cât de periculoase sunt aceste substanțe, mai ales pentru tineri. La această masă rotundă au participat elevii claselor a 8-a din școala gimnazială Nanu Mușcel, iar activitatea s-a desfășurat pe mai multe paliere. Astfel, copiii au desenat și organizat o expoziție cu tema Când drogurile apar, prietenii dispar, au avut o întâlnire pe teme legislative cu polițistul de proximitate Daniel Crâmpiță, au vizionat un film despre substanțele halucinogene și cum pot schimba viața celor care le consumă și au răspuns la o serie de întrebări având ca subiect drogurile. La școala gimnazială Nanu Mușcel continuăm astăzi proiectul Creștem copii frumoși și sănătoși. Acțiunea de astăzi este o acțiune de prevenire a consumului de droguri. Mirajul drogului este la nivelul vârstei copiilor la îndemână. Noi încercăm să atragem atenția prin acțiunile pe care le desfășurăm, astfel încât copiii să nu fie tentați să consume droguri. Acțiunea cuprinde o prezentare realizată de elevii noștri de clasa 8-a, avem și un chestionar la final, o dezbatere pe de ce credeți că se consumă droguri și de fapt ce visează un adolescent când începe să consume droguri și de fapt ceea ce primește la final. Avem și o expoziție de pictură și desene cu această temă, sperăm să fie benefică și să îi ajute pe copii să crească frumoși și sănătoși. În România, atât deținerea de substanțe cu efect halucinogen, cât și consumul acestora sunt interzise prin lege. Ce pățesc cei care nu respectă legea, le-a adus la cunoștință copiilor agent șef principal Daniel Crâmpiță din cadrul biroului Poliției de Proximitate. Acele așa zise etnobotanice este interzis cu desăvârșire. Se admite consumul de substanțe în fel de fel de compoziții, numai cu prescripția medicului în interes medical. În rest, consumul de droguri, deci este interzis. În acest sens, există o lege, legea specială, legea 143 din 2000, privind interzicerea traficului și consumului de droguri, în care sunt prevăzute și substanțele care sunt interzise, pe denumiri științifice, într-un număr de 4 tabele. Profesorul de istorie, Claudiu Călcâi, a trecut în revistă folosirea substanțelor halucinogene încă din antichitate până astăzi. Aceste substanțe au fost folosite atât în scop religios, medical, cât și personal. Sigur că este o perioadă în care se consumă mai ales, să spunem, droguri care sunt selecționate din plante. Ce credeți că obțineau din mac? Opium. Da. Mai este și o plantă care se cultivă și pe la noi de traficanți de droguri, se numește? Cânepă. De fapt este cânepa indiană și nu trebuie confundată cu cânepa românească. Ce se face din cânepa românească? Material textil, da? La finalul acțiunii, elevii au completat un chestionar referitor la consumul de droguri, iar cele mai sugestive răspunsuri, alături de cele mai reușite desene, vor face obiectul unui catalog cu circuit închis. Următoarea etapă a proiectului educațional Creștem copii frumoși și sănătoși se va desfășura în luna martie și are ca temă Internetul este pretutindeni, dar noi încotro.